Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată, lucrurile continuă să se agraveze, așa cum puteți vedea, avem în timp real numărul exact de cazuri de coronavirus, se pare că există 198.000 de cazuri confirmate deja în lume, 81.000 de recuperări și undeva la aproape 8.000 de morți, din păcate anunțăm acest lucru, se pare o rată a mortalității până acum de 4% din numărul cazurilor confirmate. Însă mai sunt și cazuri confirmate care nu s-au recuperat, care nu intră în numărul celor recuperați, da? Undeva la 100.000 de persoane. La fel cum probabil mai sunt multe alte cazuri care nu au fost diagnosticate din simplu motiv că nu există suficiente teste pentru a vedea cine este cu adevărat infectat. Acest virus este, iată, foarte contagios, se răspândește foarte rapid și are o acoperire globală, mai puțin în Rusia. Rusia, iată, ține, deși are o populație foarte mare, a luat măsuri foarte dure și ține situația sub control. Are acest virus reverberații și ceea ce înseamnă oprirea, practic, a economiei, oprirea cu totul a economiei. Vedem chiar ieri, prin ordin militar, s-a declarat, s-au oprit, practic, restaurantele, cafenelele, barurile. Există multe industrii afectate și industriile aeronautice în acest moment. Da? Deci există, economia suferă real. Avem în acest moment și prăbușirea ale bursei. Acum nu știm încă, nu putem estima în ce măsură aceste prăbușiri sunt, să spunem așa, legate de disfuncționalitățile din economie și în ce măsură ele sunt pur și simplu date de panică. Dar știți că în momente de dezorientare, în momente de haos, atunci este, dacă vreți, perioada optimă pentru a investi la bursă, pentru a investi în active prăbușite, sigur, cu o strategie făcută dinainte, cu abordare secvențială și cu înțelegere a riscului la care te expui. Avem și aici alte statistici ale numărului de cazuri. Iată, deja pare să că ar fi trecut de 200.000, 8.000 de morți deja, 82.000 de persoane recuperate. Iar din cazurile active vedem niște detalii mai amănunțite. Pare să că ar fi 94% sunt în condiții moderate, iar 6.000 de cazuri sunt serioase sau critice, probabil la terapie intensivă, deci undeva la 6% din cei care încă nu s-au recuperat se află în această situație. Iată, interesant, o altă statistică din totalul celor care au avut un deznodământ, fie fericit, fie trist. 91% s-au recuperat, 9% au murit, totuși rata mortalității nu este atât de mică pe cât ne-am așteptat, cel puțin pentru cei care făceau comparația între coronavirus și gripa sezonieră. Știm că gripa sezonieră are o mortalitate undeva la 0,1%. Pare să că raportat la total cazuri avem 4% mortalitate, raportat la cele finalizate 9%, deci este totuși un impact serios și asupra vieții de zi cu zi. Iată, avem aici detalii mult mai, să spunem așa, amănunțite. Iată, China, cele mai multe cazuri, 80.000 cazuri noi raportate, însă sunt mai puține, sunt doar 13. China a reușit să oprească prin măsurile restrictive explodarea acestei pandemii pe teritoriul Chinei, însă din păcate avem această interconectare a sistemelor și există persoane care au călătorit și persoane care au distribuit virusul mai departe. Cea mai mare problemă acum este în Europa, este în Italia. Italia nu a luat cele mai bune măsuri de a stopa acest virus și Italia are și o populație îmbătrânită. Iată, 31.000 de cazuri, 2.500 de morți până acum în China, 26.000 de cazuri încă active, da? Din care 2.000 în stare critică. Deci este foarte important acest lucru. O rată a mortalității aproape de 10% în Italia și în continuare 26.000 de oameni încă sunt infectați cu acest virus, din care 2.000 sunt în stare critică, deci alți 10% din cei încă activi sunt în stare critică. Iranul, 16.000 de cazuri, 988 de morți, 988 de morți, 5.000 recuperați, 9.000 activi în stare critică, nu mai apar, că îi bagă direct în coș. Ați văzut filmulețul ăla cu unul care încă trăia, că trăia și era băgat într-un sac în Iran, deci lucrurile astea se pot întâmpla în astfel de, mă rog, regimuri mai puțin democratice, te îngroapă și de viu la o adică, ca să golească locul, da? Spania, 11.000 de
cazuri, 533 de morți, 1000 recuperați, 10.000 cazuri încă active, total cazuri la 1 milion de populații. Interesant, interesantă și această statistică pentru a vedea, mă rog, imaginea de ansamblu. Germania, în Germania 9.000 de cazuri, Coreea de Sud 8.000. Ce este interesant la Coreea este, iată, că doar 84 de morți, este spectaculos acest lucru. Cred că înseamnă undeva la 1%, 1400, da, 1%, doar 1% procentul mortalității în Coreea de Sud. Asta este un lucru bun. Numărul de cazuri este ce mai mare, iată, și în Germania. Crește de la o zi la alta cu peste 500 de cazuri și vorbim de cazuri cu adevărat diagnosticate, de cazuri care au fost depistate până în prezent, fiindcă știm că nu toate au fost depistate. Există această poveste că nu există suficiente teste pentru toți cei care acuză astfel de simptome, care sigur pot fi asociate și unei gripe sezoniere sau unei răceli. Nu știm acest lucru, din moment ce nu sunt testați toți, nu știm care și cum. Franța 7700, SUA 6500. Să vedem, interesant, cum va fi ținută situația sub control în SUA. Secretarul trezoreriei Mnuchin, sau cum îl cheamă, a declarat că se vor acorda ajutoare cetățenilor, se vor livra cecuri de câte 1000 de euro tuturor cetățenilor americani pentru a trece peste acest moment. Se discuta și în România despre tot o altă formă de helicopter money. Vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru și în România. Trăim momente dificile în acest moment deja. În Statele Unite ale Americii, dobânda de politică monetară într-un timp incredibil de scurt, aproape aș spune că niciodată nu s-a mai întâmplat așa ceva, o asemenea amploare, amplitudine a scăderii ratei de politică monetară și într-un tip atât de scurt, fiindcă dacă ne gândim, a mai fusese scăzut acum o săptămână cu 0,5%, deci SUA se duce din 1,75 în 0, ajunge la pragul minimalist. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe, vom vedea dacă va coborâ și mai mult în teritoriul negativ, așa cum este deja în țări precum Japonia. Din păcate însă acest lucru nu funcționează, acest lucru nu a dovedit, și în Europa la fel, acest lucru nu a dovedit că poate să impulsioneze economia. Se pompează în continuare trilioane de euro prin quantitative easing. Vom vedea dacă Fed-ul va recurge și la cumpărarea de active riscante, de equities, așa cum se întâmplă de către Banca Japoniei, pentru că este clar că în acest moment panica este foarte mare și tot sistemul american, sistemul lor de pensii, este dependent de ceea ce înseamnă bursa. Dacă la noi, să zicem, bursa este o chestie mai puțin populară, da, pentru că avem în primul rând acest sistem public de pensii care funcționează după ideea de pay as you go, și pe de altă parte avem pensiile private, dar sigur acolo ponderea equity-ului este redusă, da, pentru că în general fondurile de pensii au abordare foarte conservatoare, cel puțin asta am văzut eu din structura portofoliilor lor, au undeva la 20% equities, 20% în bursa locală. Pe când în America există această exuberanță, bursa este considerat adevăratul creator de valoare. În America aproape toți și-au bani în equities, da, într-o proporție covârșitoare, aș zice peste 50-60%, chiar sunt unii care au 70-80% și au vârsta pensionării. Vă dați seama că acești oameni vor fi foarte afectați și cred că Fed-ul, cred că cei responsabili, cred că politicienii, cred că Trump nu vor lăsa bursa să se prăbușească, la un moment dat se vor lua măsuri, Fed-ul va începe să cumpere acțiuni pentru că nu va mai avea cine să le cumpere. În momentul în care se instalează panică, investitorii de retail fug, precum șobolanii de pe corabia care se scufundă, da? Și atunci se va trece. Și atunci trăim momente interesante. De ce? Pentru că avem această criză umanitară, da? Această criză, să spunem, a unui virus care poate fi extrem de periculos pentru viețile umane, da? Care se răspândește foarte rapid. Avem pe de altă parte oprirea economiei, care vom vedea ce reverberații va produce în ceea ce vor raporta companiile pe trimestrul 1, pe trimestrul 2 și așa mai departe, și dacă vom avea o recesiune și cât de amplă va fi și cât va dura, da? Și avem și acest scenariu, ce se va întâmpla după, da? Dacă intrăm în recesiune, dacă intrăm într-o deflație, într-o depresie, ce mecanisme există să ieșim de aici? Pentru că sunt, v-am spus, sisteme de pensii, sisteme de sănătate care sunt dependente de ceea ce înseamnă, de ceea ce înseamnă bursă, de ceea ce înseamnă piața de capital, de ceea ce înseamnă stimularea economiei.
Și atunci, dacă, cum să spun, avem populații îmbătrânite, vom avea, să zicem, recesiune, nu se va mai produce, vom intra într-o criză din care nu știu cum să ieșim, pentru că activele riscante vor aduce în perioada următoare probabil rentabilitate negativă. Activele non-riscante prin aceste scăderi în continuare de rată de dobândă, și vorbim și de Banca Angliei, care a redus și ea de la 0,7 și la 0,25, deci aproape în momentul de față nu mai există țară dezvoltată care să mai aibă vreun yield la ceea ce înseamnă active non-riscante, da? Și ne ducem probabil în teritoriul negativ, adică banii vor fi rodați efectiv, nu atât de inflație, cât de rentabilitatea negativă a ceea ce înseamnă risk-free. În ceea ce privește inflația, lucrurile sunt mai complexe, pentru că, din punctul meu de vedere, problema este deflaționistă și atunci inflația nu prea are de unde să apară. Sigur, astfel de măsuri de helicopter money pot, pe un efect de bulgăre de zăpadă la un moment dat, alimenta și niște episoade inflaționiste, însă, din punctul meu de vedere, așa cum au declarat și cei de la Research Affiliates chiar ieri, da, a fost un Q&A cu Rob Arnott de la Research Affiliates, se pare că va exista o fereastră de oportunitate pentru cei care vor să iasă din cash, cash-ul care, culmea, dacă vorbim de moneda locală acum, suferă această volatilitate a cursului de schimb, sigur, încă în marja diferențialului de dobândă, care, dacă vorbim de zona euro sau dacă vorbim de Statele Unite ale Americii și alte țări dezvoltate, se depreciază în acest moment și are o rentabilitate din ce în ce mai scăzută prin reducerea ratelor de politică monetară, da? Deci aceste lucruri nu au cum să nu afecteze ceea ce înseamnă managementul de portofoliu. Și atunci, din punctul meu de vedere, chiar dacă pe termen scurt poți aștepta această fereastră de oportunitate să se, cum să zic, să se arate mai clar la orizont, ea probabil nu va fi disponibilă pe o perioadă foarte îndelungată și atunci la un moment dat trebuie să faci switch-ul ăsta din ceea ce înseamnă cash, activ, sigur, non-riscant, ceea ce n-a dovedit zilele astea, dar cu o rentabilitate din ce în ce mai mică, și să faci trecerea prin această fereastră de oportunitate în ceea ce înseamnă equities, care reprezintă totuși un activ care produce și dacă îl cumperi margin of safety, acum, cum să spun, dacă vom rămâne în deflație, oricum nici pe cash nu vei fi sigur, fiindcă ei vor încerca, cum spune Ray Dalio, să facă pushing on a string, adică dacă nu se va reuși impulsionarea economiei prin măsuri din astea absolut disperate, reducerea ratei de politică monetară cu aproape 1%, da? Sau cu cât au redus-o americanii acum într-un interval foarte scurt, quantitative easing, care, deci dacă nu se reușește, vor face pushing on a string și atunci practic dacă se va ajunge acolo, și cash-ul își va pierde din semnificație, da? Pentru că vor recurge la helicopter money. Dar până atunci tu ai fereastra asta de oportunitate. Deci eu cum aș face? Eu pentru mine acum, pentru a rezista acestei povești cu coronavirus, în primul rând, eu pentru mine, deci vă spun ce fac eu nu vând niciuna din dețineri, chiar dacă volatilitatea este ridicată. Iată, văd că și pe BVB continuă scăderile, deci nu vând nimic, merg pe o paradigmă buy and hold, da? Merg pe ceea ce înseamnă faptul că buy and hold și momentum trading au pe termen lung, pentru cei care știu să facă momentum trading, nu pentru cei care vând și cumpără după emoții, același CAGR. Deci sunt ok cu drawdown mai mare, dar aleg varianta simplității. Mi-am făcut această analiză cost-beneficiu. Sigur, luând în calcul și comisioanele și taxele mărite din România, da? Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt atent să mă poziționez în ceea ce înseamnă această trecere din cash în active riscante, pe măsură ce continuă să scadă activele riscante, pe măsură ce această fereastră de oportunitate începe să se ivească la orizont din ce în ce mai clar și pe măsură ce cash-ul în monede precum leul românesc își pierd din ceea ce reprezenta diferențialul de dobândă prin această depreciere continuă a cursului de schimb, iar în celelalte monede ale țărilor dezvoltate, asistăm la diminuarea la minime istorice ceea ce înseamnă rentabilitate, chiar și în absența unui risc potențial inflaționist. Și atunci, sigur, cash-ul rămâne în portofoliu ca o poziție dominantă pe termen scurt pentru a asigura hedging-ul alocării secvențiale a capitalului în ceea ce înseamnă equities care scad din ce în ce mai mult și devin, deci, din ce în ce mai ieftin, ceea ce înseamnă că mărește expected returns, da? Iar, sigur, pe termen lung, mă aștept
ca băncile centrale sub o formă sau alta să continue să stimuleze economia. Însă, până se întâmplă acest lucru, câtă vreme încă există știri negative în piață, eu trebuie să fac această trecere cât mai lină. De ce cât mai lină? Avem, vedeți, volatilități foarte mari zilele acestea. Deci o intrare în momente foarte proaste pulverizează capitalul pe termen scurt, volatilitate, și durează mult, da, pentru a-l recupera. Știm că, de exemplu, cu o cădere de 50% anulează o creștere de 100%. Mai știm alt lucru, că dacă piața a căzut cu 80% și se duce până la 90%, cumpărătura ta pe corecția de la minus 80% generează o pierdere adițională de încă 50% din noul capital distribuit. Deci, avem practic volatilitatea asta ridicată creează cumva un efect de levier negativ pentru ceea ce înseamnă short-term returns. Sigur, pe termen lung, noi știm că K-pool este corelat, key price to book și high dividend yield sunt corelate cu ceea ce înseamnă expected returns, da? Dar asta pe termen lung, și atenție, există o volatilitate a distribuției care poate fi și ea ridicată. Deci, de exemplu, dacă expected returns la ACVI, da? Deci indicele plăței globale este 6%, asta înseamnă că poți să obții 10% sau, nu știu, minus 2%, da? Există și această poziție, minus 2% analizează. Acum, tu dacă o privești pe o secvență de 10 ani, chiar și cu minus 2% nu este prăpăd. Mai ales dacă ne uităm ce se întâmplă, ce se va întâmpla în continuare cu ceea ce înseamnă rentabilitate în activele non-riscante, unde probabil te vei duce dacă nu îi vei ține la ciorap, tot acolo, da? Deci probabil vom cădea tot la minus 2%, bani care nu vorbim aici de inflație, vorbim pur și de rentabilitate. Da? Și atunci, pe o secvență de 10 ani, minus 2%, sigur, nu este plăcut în condiția unei volatilități agresive și a unei lipse de lichidități pe 10 ani să am doar minus 2%. Dar trebuie să gândești întotdeauna ceea ce înseamnă worst case scenario, nu? Nu, we cannot predict, we can prepare. Deci trebuie să ne pregătim de ceea ce poate fi mai rău. Și din punctul meu de vedere, o volatilitate mai mare pe termen scurt îmi garantează că și expected return este mai mare. Pe de o parte, pe de altă parte, eu nu mă pot aștepta neapărat la un return pozitiv, pentru că avem această volatilitate a distribuției. Să zicem, nu știu, tu vrei să tragi biletul câștigător, da? Și ai într-un bol diverse return-uri pentru alocarea ta pe următorii 10 ani. Și ai acolo de la minus 2 la plus 12%. Tu ai gândit-o după cape, tu ai gândit-o corect, să zicem. Și dacă vei trage din bol, vei trage minus 2-ul. Este și o chestie de noroc, dar norocul, cum să zic, este ca crawling peg, da? Crawling peg este metoda de a manageui cursul de schimb valutar de către băncile centrale. Știți că cursul de schimb nu este chiar liber. El este liber în piață, dar fluctuează niște marje. Altfel spus, banca centrală nu permite ca el să devieze de la anumite... să iasă dintr-un anumit interval, da? Să zicem că Banca României, Banca Centrală, BNR-ul, hotărăște să apere cursul valutar, nu știu, între 4.8 și 4.9, da? Ei, el va fluctua aici liber, dar eu la 4.9 i-am tras una în cap și l-am liniștit pe termen scurt, după care la un moment dat nu voi mai putea și măresc marja, o trimit mai sus. Ideea este că așa funcționează și piața de acțiuni. Deci, return-urile astea vin într-o distribuție, spunem noi. Dar distribuția asta de return este extrem de volatilă. Da? Ea teoretic volatilitatea devine din ce în ce mai mică, ceteris paribus, pe termen foarte lung. Adică undeva la 30 de ani. Dar și atunci poți să ai o mică volatilitate. Ideea este că tu nu poți să-ți faci un portofoliu neapărat pentru 30 de ani. Trebuie să te gândești și sigur, poți rămâne pe buy and hold. Și este singura adaptare pe care o poți face când lucrurile rămân prost, fiindcă altfel vinzi în pierdere și marchezi, de fapt, o pierdere, ori altfel nu marchezi, însă trebuie să ai un orizont investițional să te gândești și pe 10 ani, unde vezi tu equity-urile în 10 ani. Sigur, până în 5 ani e irrelevant, fiindcă nu există o corelație între cât de ieftine sunt anumite acțiuni și, pe de altă parte, return-ul pe o perioadă scurtă, da? Nu este absolut nicio corelație, este random walk, dar pe 5, pe 10, pe 15 ani, poți să-ți faci o idee. Da? Cum văd eu lucrurile? Așa cum spuneam, coronavirusul continuă. Pentru a ne apăra de el, trebuie să ne protejăm capitalul prin intrări secvențiale, da, pe piețele de acțiuni și mai ales să nu vindem în pierdere. Pentru viața de zi cu zi, trebuie să fim atenți, să ne distanțăm social, să încercăm să nu interacționăm cu multă lume, să nu mergem în locuri aglomerate, să avem grijă la igienă, la nu știu ce.
să avem mai ales grijă la persoanele bătrâne, la familie, la părinți, la bunici, pentru că ei sunt cei mai supuși acestor riscuri, așa cum putem vedea. Cum văd eu lucrurile? Cum arată statisticile? Și din punctul meu de vedere, situația nu arată foarte bine în Europa. Aceste cazuri vor continua o perioadă să se genereze. Veștile rele vor continua. Și atunci, din punctul meu de vedere, și piețele vor fi afectate în perioada asta în continuare, ceea ce înseamnă că dacă intri acum, nu poți să o faci pe ideea de market timing. Nu poți să o faci pe ideea că ai găsit bottom-ul, ci pe ideea că ok, îmi place valuation-ul la această acțiune, intru pe o poziție, cum fac câinii? Ce fac câinii? Ai văzut câinii? Marchează teritoriul. Se duc, se pișe pe un copac, știi? Băi, nene, e copacul lui, știi? Mai merge un pic 10 metri, se mai pișe mai încolo. Adică, ca idee, știi? Cumpăr la minus 30, mă mai duc, mă mai piș mai încolo, mai cumpăr la minus 40. Sigur, te poți pișa și contra vântului. Există acest risc, n-ai cum să faci. Adică, mai ales în volatilitatea de acum. Deci, cu siguranță te vei stropi de pișat. N-ai cum, știi? Dar ideea este că dacă ești perseverent în ceea ce faci și știi că este abordarea corectă pe termen lung, atunci îți hedge-uiești pozițiile cu cash, îți diminezi riscul prin secvențialitatea cumpărărilor, da? Și tu, de fapt, cumpărând din ce în ce mai ieftin, practic îmbunătățești costul mediu și vei mări pe termen lung expected returns în momentul în care piața își va reveni. Cum își va reveni sau cum își vor reveni piețele, vom vedea dacă măsurile de quantitative easing, dacă măsurile de reducere de dobânzi de politică monetară sunt suficiente sau dacă se va recurge la ceea ce spune Ray Dalio, pushing on a strings, ceea ce va afecta, bineînțeles, nu doar rentabilitatea cash-ului, dar și ceea ce înseamnă puterea de cumpărare, adică inflația va mânca foarte mult din rentabilitatea capitalului și atunci nu vei mai putea considera că cash-ul rămâne un safe haven. Totuși, în această perioadă a rentabilităților scăzute și a inflației scăzute, cash-ul este totuși un cash haven, în contextul în care observăm toate celelalte active scad și până și aurul a picat iar cu 1,50, aurul pică de pe la 1700, da? Deci, aurul ne dovedește că nu este decât un activ speculativ și nu este nici pe departe, așa cum a fost promovat, un activ refugiu, da? În concluzie, doamnelor și domnilor, rămânem pe baricade, vedem ce se întâmplă, vă țin la curent. Eu acum încerc să fac rost de lichiditate pentru a avea gloanțe, pentru a mă situa în poziții de tragere și voi vedea, adică nu mă voi arunca foarte tare, însă voi intra secvențial pe aceste piețe, fiindcă mi se par oportunități extraordinare pentru ceea ce înseamnă o rentabilitate a capitalului pe termen lung. Dar atenție, eu am o gândire diferită de a majorității celorlalți. Pe mine nu mă excită piețele în creștere, ci dimpotrivă mi se par foarte riscante. Eu mă aștept la rezultate pe termen lung, deci nu sunt un speculator, nu mă interesează puturile, nu mă interesează call-urile, nu mă interesează short-urile, nu mă interesează lucruri de genul ăsta și nu mă interesează dacă piața scade sau crește pe termen scurt, mă interesează ca investițiile să fie profitabile pe termen lung. O zi bună în continuare, doamnelor și domnilor, să ne auzim cu bine, multă sănătate, aveți grijă de dumneavoastră.